Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi voi face prezentarea a circularilor de la Ryobi. Acesta este brushless, adică fără perii, fără cărbuni, mai bine zis. Și acesta este generația mai veche. Cred că se observă deja niște dimensiuni total diferite. Acesta este mult mai robust, mai mare. Cu toate că și acesta și-a făcut treaba timp de 3 ani de zile de când îl am eu. Acum să vă spun ceva despre circularul vechi. Are este codul P509, are 4700 de rotații pe minut, pânza este de 140 de mm și adâncimea de tăieri este de doar 45 de mm, 45-46. Are 18, o pânză cu 18 dinți, cap Vidia. Pânza este cea originală, am folosit-o numai la tăiat lemn, nu am băgat un ciment sau alte prostii, deoarece pânza este scumpă, am spus asta într-un video anterior, dacă doriți să aflați mai multe, mergeți acolo și vedeți pe canalul meu. Și acesta este nou circular de la Ryobi, cel fără perii, da? Scrie brushless. Nu m-am uitat la codul acestuia, s-ar putea să scrie pe undeva, dar nu cred că este chiar așa de important. Dacă vreți neapărat să știți codul, îmi lăsați un mesaj și vă spun eu imediat codul. Are 3800 de rotații pe minut, pânza este de 184 de mm, deci mult mai mare față de acesta, și adâncimea de tăiere este de 62 de mm, ceea ce cred că îl va face urât de tot pe acesta. Da, rotațiile sunt o diferență destul de mare, adică acesta are 900 de rotații mai puțin decât acesta, dar are mai mulți dinți, forță mai mare, dar nu vom afla asta până nu le încercăm. Eu am găsit această grindă și aș dori să fac un test acum, să vedem care este diferența. Voi folosi aceiași acumulator, deci voi folosi acumulatorii P191, sunt acumulatorii de la sculele noi, sunt de 3 amperi. Am mai spus în video anterior că dacă doriți să aveți putere maximă la acestea, folosiți acumulatori cât mai mari. Deci amândoi sunt de 3 amperi, vedeți, scrie și acolo. Sunt noi nouți, amândoi sunt plini. Are 4. La fel are și acesta. 4, au fost încărcați după ce am făcut testul cu bormașina. Dar haideți că am aici o tabletă și să cronometăm totuși tăierile. Eu am tras semnele deja ca să nu mai pierdem timp cu acest lucru. Dacă nu aveți, un unghi de 90 de grade, ceea ce eu nu am aici din păcate, am folosit un ambliu. Foarte simplu, se pune cu fața să cadă perfect aici, deci la ambriu să fie la 90, trasați frumos, deci el să fie perfect aici, Arlin, și trasați de jur împrejur, deci se poate, nu trebuie neapărat să aveți un dreptare în acela. Voi băga acumulatorii la amândouă, sculele. Cea de-a doua. Vedeți că este parcă mult mai silențios acesta cu... Și să-i dăm drumul să vedem acum la cronometru. Dacă știu cum. Ok. Clock. Și cronometru este gata. Deci voi începe tăierea cu prima oară cu cel vechi. Atenție. Thank you.
acesta, dacă poate să taie numai 45 de milimetri, a fost nevoie de tăiere de jur împrejur. Stați să-i dau un stop. 44 de secunde, să zicem 43, ca să fim corecți, deci 43 la circularul mai vechi. Aceasta este o grindă de 10x10, deci ați văzut, el a tăiat de jur împrejur și aici a mai rămas aproximativ un centimetru care eu a trebuit să folosesc circularul, o sabie, orice. Deci se poate lucra cu acela fără probleme, dar vedeți ce s-a întâmplat. Acum, ca să nu mai lungesc, vom trece și la circularul, mă scuzați, am mâncat mai devreme de timp. Vom trece și la circularul și la Ruby. Voi reseta. Așa, și să-i dăm drum. Deci acesta a tăiat în 14,72, 15 secunde, să spunem, rotund. Diferența este enormă. Enormă. Deci, mai ales dacă sunt grinzile, sunt groase, acest circular se chinuie puțin, își face treaba, dar pentru a lucra eficient, acesta este circularul ideal. Ce rugăminte am la voi, dacă doriți să vă abonați la canalul meu, nu credeam că o să spun asta niciodată, vă rog să o faceți, veți vedea multe lucruri interesante și credeți-mă, nu veți fi dezamăgiți. Cam asta a fost pe ziua de astăzi, dacă aveți vreo întrebare puteți să o lăsați la comentarii, vă răspund cu mare plăcere, dacă aveți nevoie de ajutor în construcții, în instalații electrice, instalații sanitare, aveți întrebări despre gresie, parchet, orice ține de o casă de lemn, pentru că eu cu case de lemn mă ocup, lăsați un comentariu jos și vă ajut cu mare plăcere. Asta este tot, vă mulțumesc, o zi plăcută și la revedere!